Și acum să discutăm din nou pentru o nouă poezie a fetelor care nu au apărut pe coperți, dar au trecut din mașină în mașină. Mai știi, umi albina, din floare în floare. Unii băieți o să-i zică din ceva în ceva. Din penis în penis, hai să-i spunem. Ăsta e lung, ăsta e scurt, ăsta e gros, ăsta e strâmb, ăsta e cocoșat, ăsta e nu știu cum. Și începe ceva de genul. Vezi tot acolo, acel tufiș? Da. E, uite așa ar fi. Acolo un tufiș, tu te piși, ea vine cu un tiroc, un polo cross 4x4 cu motor diesel nou, ca să verifice cu tine un amortizor, după care îi dă papucii. Vine următorul. Am venit cu Skoda mea, cu scut și cu genți de magneziu sau aliaj și cu înălțătoare pentru România, chiar aici, în acest ufiș, ca să ne verificăm amortizoarele de Skoda, dacă sunt compatibile cu cele de T-Cross. Ai de și la celălalt. Am venit cu acest băiat, cu acest jipanel. Englezesc. Range Rover, Land Rover sau Freelander. Tot aici, în acest ufiș, unde m-a ta te piși, noi am venit să facem o testare la amortizoare. Să vedem dacă seamănă cu cele de T-Cross sau Skoda Octavia sau de Range Rover Defender, ce mai vrei. Bine că într-o zi nu ajunge la acea chestie. Și am venit cu acest camion mare cât casa, să verificăm suspensiile pneumatice după spate. Să vedem dacă seamănă cu T-Cross-ul, cu Polo, cu Skoda, Octavia, cu Range Rover-ul, Defender-ul. Ce mașină o mai fi? Pentru că înainte am uitat să vă spun, a fost și Duba. Să verificăm și arcurile de foi de pe Duba, ca să vedem care este mai bună. Bun, și terminăm acest lucru. Bine că nu a venit și cu vola. Cine știe? Sau camionul de la carieră, că e și mai mare. Sau motostivuitorul, pentru că niciunul nu prea are amortizoare. Dar au roți mari cât casa. Deci, nu uita că în acest ufiș unde tu te piși, vine cineva cu un gipănel să verifice un amortizor nițel. După care, mâine poi mâine, se întoarce lama ta care te piși în tu fiși, ca să fii prostul, ca să-i faci penthouse în parohia ta. După ce a sărit ca un iepuraș și a ieșit un canguraș. Ce mâine pe mâine cere de mâncare, de îmbrăcat și pentru canguraș sau canguriță, că a testat amortizoare și a găsit un prost, un tont, un tântălău, să o ia la sub braț și să zică: da,